Continuăm această dimineață. Foarte multe semne de întrebare sunt în momentul în care ne gândim la sezonul rece și ceea ce ne așteaptă la iarnă. Probabil mulți dintre dumneavoastră au și emoții în momentul în care se gândesc la posibilitatea de a-și încălzi propria locuință. În mod special pentru cei care sunt la sol, care nu au posibilitatea de a-și încălzi casa cu alte alternative decât masele lemnoase. Exact despre asta vom discuta în această dimineață, despre posibilitatea de a avea masă lemnoasă acasă, care este situația la momentul actual și desigur cât de pregătită este Molțilva pentru iarna care vine. Alături de mine în această dimineață este domnul Iulian Mamai, director adjunct Agenția Molțilva. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Foarte multe discuții în jurul maselor lemnoase în acest an, în mod special după creșterea prețurilor la gaz, iar multă lume zice că are frica ca la iarnă să nu aibă posibilitatea de a se încălzi cu masă lemnoasă. Este această frică a lor argumentată? Este o frică solidă sau toată lumea va reuși, va primi masă lemnoasă, iar dumneavoastră veți reuși să distribuiți? Pentru perioada următoare în toamnă, urmează o serie de lucrări a fi executate. Ca urmare, se va recolta și o anumită cantitate de masă lemnoasă care va fi pusă cetățenilor pentru sezonul rece anului curent. Potențial furnizori de masă lemnoasă, lemn de foc, ar fi și primăriile care au în gestiune sau au pe terenurile sale vegetație forestieră și ar urma să facă niște lucrări și să acumuleze niște stocuri de masă lemnoasă. Noi, ca silvicultori care gestionăm fondul forestier, misiunea noastră este să ne facem activitatea, lucrările silvice planificate și să asigurăm recoltarea într-un termen cât mai scurt pentru a avea cantitatea planificată pentru recoltare în toamna anului curent. Cererea în 2022 este mai mare comparativ cu 2021 sau alți ani? Da, este o cerere mai mare. Examinând și în dinamică cu anii precedenți, se observă dacă în perioada respectivă aveam în stoc masă lemnoasă, în anul curent suntem cu stocurile practic la zero, în toate entitățile silvice, dar pe parcurs se execută lucrări silvice, se suplinesc stocurile și urmează a fi... Care ar fi motivul? În acest an nu s-au făcut lucrări, nu mai avem masă lemnoasă pe care să o pregătim pentru populație? Sau... S-au făcut lucrări în aceleași volume ca și în anii precedenți, solicitările sunt mai mari, o cauză ar fi și criza energetică care este prezentă și cu toții o cunoaștem, urmează să ne facem lucrările. Am văzut un mesaj venit de la Molțilva prin care prețul anunțat pentru masă lemnoasă este același ca în 2021. Nu este nicio diferență, cel puțin din mesajul transmis prin intermediul rețelelor de socializare. Vreau să confirmăm acest lucru în direct sau dacă va fi un preț mai mare. Prețurile vor fi similare cele publicate și pe pagina oficială a agenției Molțilva, un preț mediu de 750 per metru ster lemn foc specii tari, 400 mediu specii moi. Prețul variază de la dependență de specie, esența lemnului. Dar este același preț, mai mult sau mai puțin, ca în 2021-2020. Da, este același preț. Vă întreb acest lucru pentru că în urma crizei energetice multă lume se temea că și prețul la masă lemnoasă va crește destul de tare. Putem să confirmăm și să spunem cu certitudine că în perioada următoare majorarea prețului lemnului de foc nu vor fi. Mergem pe formula și prețul stabilit conform catalogului de prețuri. Nu sunt preconizate majorări de preț al lemnului de foc în perioada următoare către sezonul rece 2022-2023. Pentru persoanele de acasă, pentru un cetățean care acum ne urmărește, își dorește să aibă masă lemnoasă în sezonul rece, însă nu știe cum să acționeze. Ce sfat ați avea? Ce trebuie să facă? Unde trebuie să meargă? La primărie sau direct la ocolul silvic? Prioritar, avem stabilite și noi niște priorități. Anterior s-au format niște liste la nivel de autoritate publică locală, unde s-au stabilit niște priorități. Urmează ca cetățenii sau să meargă la primărie sau ulterior să fie înscriși în listă la nivel de ocol silvic pentru a li se elibera masă lemnoasă concomitent cu executarea lucrărilor și suplinirea stocurilor. Acestea masă lemnoasă din ocolul silvic, discutam și înainte de acest interviu, sunt în responsabilitatea cetățeanului pentru a fi aduse acasă sau în responsabilitatea primăriei pentru că nici ocolul silvic, nici Molțilva nu are la momentul actual posibilitatea, nici tehnică și nici umană de personal de a face și de a aduce această masă lemnoasă direct până la persoane, până la cetățeni. Da, masa lemnoasă și prețul comunicat anterior este prețul de la platforma primară, de la parchetul nemijlocit unde se execută lucrările silvice, este prețul respectiv din pădure, să-i spunem așa. Urmează ca fiecare cetățean să-și asigure transportul pentru și cheltuielile pentru transportarea masei lemnoase. Până data de 31 iulie s-a anunțat ca fiecare cetățean ce are nevoie de masă lemnoasă să se înscrie într-o listă la APL-ul din localitate, la primărie.
Cei care nu au făcut-o vor avea posibilitatea de a procura masă lemnoasă? Vor avea posibilitate inclusiv să meargă la autorități publici locale de a se înscrie liste sau, cum am spus, direct la ocoarele silvice pentru a se înscrie în listele la ocoarele silvice. Sigur, există și priorități. Există priorități. Prioritățile stabilește autoritatea publică locală conform listelor prezentate. Urmând ca masa lemnoasă la momentul cumulării stocurilor sau suplinirii stocurilor să fie pe prioritățile stabilite de autoritatea publică locală, care va fi informată la data respectivă cu privire la disponibilitatea ridicării masei lemnoase de către cetățenii înscrisă în liște conform priorităților stabilite de dumnealor. Și sigur, acum mulți din cei de acasă se întreabă când se vor face aceste lucrări și când masa lemnoasă va ajunge la cetățeni. Masa lemnoasă și la ziua de astăzi se eliberează, se comercializează către cetățeni. Noi suntem în plină etapă de executare a lucrării, a unor volume de lucrări. În perioada următoare volumele de lucrări vor fi mult mai mari, dar noi suntem în permanență disponibili de a comercializa masa lemnoasă care avem în stoc. Vreau să mă întreb, cum putem contrara acești profitori? Pentru că avem foarte mulți pe piață care vând masa lemnoasă la un suprapreț sau la un preț dublu. Probabil și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Fiecare dintre noi, dintre cei care cumpără masa lemnoasă, a avut posibilitatea de a merge și de a vedea persoane care vând la preț dublu sau la alte prețuri, inclusiv masa lemnoasă pe care ei zic ar fi tare, de care zic ar fi tare, dar ea fiind moale. Există la momentul actual vreo campanie în încercarea de a face cetățenii să vină direct la ocolul silvic pentru a procura masă lemnoasă sau rămâne la discreția cetățeanului? Rămâne la discreția cetățeanului. Ce vizează persoanele care ați menționat dumneavoastră, așa zis și intermediari, este stată livrarea sau comercializarea masă lemnoasă către aceste persoane care au o activitate economică de comercializare a masă lemnoasă. La momentul actual, masa lemnoasă se comercializează direct cetățenilor conform, cum am spus, listelor sau... Există adresă... o cantitate pe care o poate procura cetățeanul? Limită. Da. Conform decizii Comisiei Situații Excepționale, este o cantitate de 5 metri, ce se eliberează în două tranșe. În prima etapă, decizia este de a elibera câte 3 metri ster per persoană, per gospodărie, mai corect. Ulterior, odată cu comercializarea către toți solicitații, aceste cantități urmează cea de-a doua tranșă de 2 metri steri. În cazul în care o gospodărie nu va avea, va avea nevoie de mai mult lemn la un moment dat, va avea posibilitatea de a procura din nou în cazul în care deja masa lemnoasă va fi distribuită către toată populația? Da, evident. Avem și noi o activitate care o desfășurăm, inclusiv și o activitate economică, întreprinderile silvice, care ca prioritate este de a asigura comercializarea acestor stocuri. Inclusiv cantități mai mari în cazul în care va fi posibil. Va fi posibil, da. Exact, pentru că dacă nu avem masă suficientă, atunci prioritatea este să fie distribuită pentru toată întreaga populație. Da. Vă mulțumim mult că ați venit în această dimineață, vă mulțumim mult că ați răspuns la aceste întrebări pe care fiecare dintre cetățenii Republica Moldova și le adresează. Astfel, fiecare dintre dumneavoastră va avea posibilitatea să procure masă lemnoasă acasă, în cazul în care aveți nevoie de masă lemnoasă, desigur. Dacă până acum nu ați reușit să vă înscrieți în acele listă de la primărie sau de la ocolul silvic, puteți să o faceți inclusiv astăzi. Ulterior veți fi anunțați momentul în care puteți merge și puteți ridica masa lemnoasă. Reamintesc și pentru cei de acasă, alături de mine în această dimineață a fost domnul Iulian Mamai, director adjunct agenția Moldsilva. Mult succes, urmează o toamnă lungă, o toamnă complicată și cu foarte mult lucru. Da, mulțumim.